Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Recent spuneam că 3 instalații militare antiaeriene au fost vândute de către Ministerul Apărării în suma de 600.000 de dolari. Despre acest lucru și despre acțiunile pe care le întreprinde Ministrul Apărării, domnul Șalaru, ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi, împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Novac, vreau să vă întreb, cum a fost posibil ca aceste 3 instalații militare să fie vândute, practic, la o sumă destul de simbolică? De fapt, din informația care o posed eu, informația simbolică este doar pe hârtie. În realitate, ele au fost comercializate la un preț mai mare, dar cum a fost posibil, evident că domnul ministru Șalaru, venind în funcția de, vin promovat în funcția de ministru al apărării, un minister cheie, în opinia mea, pentru statalitatea Republicii Moldova, dumnealui a fost preocupat mai degrabă de aspectul financiar și de îmbogățire proprie. Și aici vreau să fac trimitere la mai multe acțiuni de dumnealui, care noi putem să ne amintim nu doar de aceste complexe, sunt mai multe, dar dacă vorbim de complexe, toată epopeea a început încă în anul 2015, la sfârșitul anului, când s-a încercat să se comercializeze aceste complexe. Ulterior, președintele Timofte, aflând despre acest fapt, vorbind metaforic, a pus piciorul în prag și a solicitat ca această tranzacție să nu aibă loc. Motivând, și este o motivare, de fapt, logică, este de înțeles când sunt înlocuite cu altele noi și astea vechi să fie comercializate. Însă în cazul dat, altele noi nu am procurat, iar cele vechi care, pe care le avem de acum sunt funcționale. Da, cei drept este de model mai vechi, nu au fost produse ieri sau alaltă ieri, însă ele funcționau. A fost un scandal, dacă doriți așa, între Comandantul Suprem al Forțelor Armate, adică președintele Timofte, între Ministrul Apărării și șeful Marelui Stat Major de pe atunci, care s-au opus acestor hoții, dacă doriți. În acea perioadă, în luna decembrie, dacă ne amintim, noi nu avem guvern investit, adică guvernul era în demisie. Toate aceste operațiuni erau posibile deoarece știm că perioada când guvernul este în demisie nu este posibil de a emite hotărâri. De aceea s-a recurs la o altă schemă. Noi avem întreprindere de stat Aeroportul Internațional Mărculești, care de fapt în esență este o subdiviziune a Ministerului Apărării. Avem acest ordin care l-am prezentat și prin și vă prezint și dumneavoastră și telespectatorilor și pe rețele de socializare l-am distribuit când prin ordinul ministrului Șalaru aceste complexe antiaeriene de model S-125M1 Neva au fost transferate de la balanța Ministerului Apărării la balanța Aeroportului Mărculești. Invocând? Și atenție, aici pot să dau citire. Vă rog. În scopul fortificării bazei materiale a întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești, Ordon, și mai departe pe, da, de a transfera și așa mai departe. Pentru a fortifica, unul la mână, ceea ce a bătut alarma, Aeroportul Internațional Mărculești nu este un obiectiv strategic unde pot fi amplasate aceste complexe. Ele când au fost aceste complexe când au fost amplasate la locurile lor, mă refer la baza de la Dânceni, Băcioi, Durlești și așa mai departe, evident au fost amplasate tot gândit, deoarece ele se amplasează pe cele mai înalte locuri, așa este mecanismul. Da. Doi, aeroportul nu este ceva care să fie necesar de amplasat acolo complexe antiaeriene. De ce s-a făcut toată asta? S-a făcut deoarece aeroportul deja nu mai necesită să mai da anumite explicații nimănui și ulterior în monitorul oficial deja
dacă nu mă înșală memoria, la sfârșitul lunii decembrie a apărut în monitor oficial așa o propoziție, precum că se organizează o licitație cu strigare și prețul start este 600 de mii dolari SUA. Adică și spună cele trei complexe. În urma scandalului, au anulat, iarăși printr-o publicare monitor oficial, au anulat această tranzacție dubioasă și deja s-a făcut pe ascuns. A treia oară, noi când am bătut inițial alarma încă în primăvară, când am aflat despre aceste șmecherii și în Parlament am vorbit, parcă s-a potolit colbul puțin, iar ulterior, după cum știți, cum am spus și în cadrul unei conferințe de presă, la sfârșitul lunii aprilie, mai multe nopți la rând și începutul lunii mai, nemijlocit, aceste complexe au fost scoase de pe teritoriul mai multor baze militare. De la Dânceni. Vreau să vă întreb, Băcioi, de fapt, întrebarea mea firească. De ce anume în toiul nopții? De ce în toiul nopții? Vă zic, pe timp de zi s-ar fi ridicat mai multe semne de întrebare. Unde pleacă acest armament? Adică aceste complexe antiaeriene, ele sunt destul de voluminoase, mari și este imposibil, practic, să, pe timp de zi să mergi pe un traseu spre Mărculești să nu le observe nimeni. Mai ales că avem două drumuri de importanță națională, adică traseul Chișinău-Orhei, Chișinău-Bălț, adică aceste două artere importante, pe altă parte n-ai pur și simplu pe unde să mergi. Și sunt destul de aglomerate din punct de vedere a traficului și respectiv sistemeau de aceste... Noi ne amintim, apropo, dacă să facem trimitere din alt ministru liberal, domnul Marinuță, care, dacă vă amintiți acel scandal cu comercializarea armamentului Armeniei, în urma cărora s-au înrăutățit relațiile cu Azerbaijanul, deoarece ei sunt în conflict deja de foarte mulți ani. Aici aveam o întrebare. De fapt, fiecare își are un număr de serie, un număr de identificare. Vorbiți în acest context despre o posibilitate identificare a lor. Aici și este cel mai mare pericol, că dacă nu dea Domnul aceste complexe, apar undeva într-o țară, unde este, există un conflict armat, cum ați menționat și cu dumneavoastră ați menționat corect, fiecare complex aparte are numărul său de serie, dacă doriți un număr de identificare. Acest număr se știe foarte bine că este întărit după Republica Moldova. Și uite aici stă iepurile ascuns. Noi în orice moment, dacă nu dea Domnul să apară într-o țară aceste complexe, noi putem fi învinuiți de vânzare de armament unei țări care este într-un conflict armat. Și aici toate pietrele vor zbura în capul nostru. Noi, apropo, nu am putut nici până la ziua de azi să planăm acel conflict care l-avem cu Azerbaijanul în urmă. Atunci ținem minte că un avion cu armament a zburat, al doilea nu s-a reușit și iarăși ne întoarcem de ce Mărculești. Deoarece își dicep timp de noapte. Atunci, avionul militar care trebuie să transporte încărcătura a aterizat pe aeroportul internațional Chișinău, deoarece nu putea să aterizeze pe timp de noapte la Mărculești, nu există această pistă de decolare iluminată și respectiv exista un pericol de accident aviatic. De aceea a aterizat la Chișinău și urma să producă încărcătura aici. Atunci acest avion militar a tras privirile mai multor curioși și respectiv ulterior s-a început această discuție. Exact, și în Parlament și așa mai departe. Și așa și a doilea avion nu a zburat, deoarece eu din informația pe care o cunosc și știu 100%, a fost intentat un dosar penal. Pe acest caz, apropo, nu se știe care este soarta acestui dosar. Se vede că s-a mușamalizat așa cum se face de obicei la noi. Iar în cazul dat, vă zic, s-a transportat pe timp de noapte, să nu ridice mai multe semne de întrebare. Ce se întâmplă cu spațiul aerian în Republicii Moldova la ora actuală? Este unul neprotejat? Păi nu se întâmplă nimic. La ziua de azi poate să zboare cine dorește și cum dorește și în care direcție să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova în lung și în lat. Nimeni nu va putea face nimic, deoarece aceste complexe, da, ele erau vechi, însă ele erau funcționale. Și mai mult ca atât, noi urmărim cum domnul Șalaru, pas cu pas, a trecut la o altă etapă. La etapa de distrugere, a regimentului de luptă radioelectronică. Și aici participați de fapt o întrebare, spuneți, vă rog. Și noi la ziua de azi avem spațiul aerian neprotejat, chiar
zilele trecute, marți, în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, am pus întrebări direct domnului ministru Șalaru, care era prezent la comisie. Am zis, bine, dumneavoastră vă contraziceți și am argumente în acest sens. Dumnealui, în acest ordin care l-am prezentat, spune că în scopul fortificării bazei materiale și ulterior nenumărate ori la emisiuni televizate de la diferite posturi TV și în cadrul comisiei afirmă că aceste complexe sunt uzate la 100%, este ca esență, este fier uzat, dacă doriți, așa spunea dumnealui. Dar totodată fortific, adică ce, fortific aeroportul internațional Mărculești cu fier uzat? Nu este așa. Mai mult ca atât, cum poți scoți fier uzat la comercializare? Cine este nebunul ăla care să dea așa o sumă pentru fier uzat? Ele au fost vândute deoarece erau funcționale. Raportate la sumă, pe parcursul documentării pentru această emisiune am găsit că fiecare unitate poate fi vândută la 3.500 de dolari, cu atât mai mult dacă în caz de modernizare ajunge la 120.000 de dolari bucata. Este așa? Noi acum vorbim, dacă să vorbim despre complexele antiaeriene, aici este dumneavoastră, aveți dreptate, dar parțial, este vorba despre rachetele. La complexe, fiecare complex antiaerian, suma maximă care poate fi investită în acest complex este de 3 milioane dolari SUA. Astfel de uzini de modernizare sunt în trei țări, în Ucraina, Rusia și Belarus. După investirea 3 milioane într-un complex, prețul lui, ca efect, se mărește raza de nimicire, deci capacitatea lui este mult mai mare, scoate acele utilaj învechit și se introduce unul nou digital de ultima generație, care mărește raza de nimicire. Referitor la cele 120.000, asta este o altă etapă. Noi aici vorbim despre rachete, care eu știu exact câte rachete sunt, nu dau cifre deoarece este secret, însă o rachetă în starea care este la ziua de azi, ea pe Piața Neagră costă, eu chiar m-am documentat, costă circa 3.500 de dolari SUA. Dacă noi facem o mică reparație, să zicem așa, cosmetică, ea poate fi comercializată la prețul de 12-13.000 dolari SUA. Dacă o modernizăm această rachetă, o facem de ultimă generație, deoarece este posibil, prețul ei ajunge la 120-125.000 dolari SUA. Vreau să vă mai întreb, raportat la ceea ce spuneați dumneavoastră, continuă de fapt aceste acțiuni ale domnului Șalaru prin demontarea autospecialilor de localizare, de percepere a semnalului. De unde aceste informații și ce urmează să se întâmple cu ele? Aceste informații au parvenit la mine și câțiva colegi de-ai mei. Bine, am să deschid puțin paranteză, nu o să dau nume, dar avem și ofițerii ai Serviciului de Informații și Securitate care ne-au informat, probabil sunt aceiași care l-au informat și pe domnul Timofte, nu știu, care au bătut alarma, dar nu pot bate prea tare, nu le permite statutul de ofițer al serviciilor secrete. Și aici, în adresa noastră, au parvenit mai multe documente, care le am și aici la mine, care pot să le prezint și orice clipă spectatorilor. Uitați, avem aici ordini de distribuție pe mai multe autospeciale. Sunt stații de radiobruiaj, stații de radiointercepție. Aici avem pe tot radiobruiaj. Mai avem stații radiogoniometru. Iacă pot să, este alt, pot să prezint, le vedeți sus, sunt total diferite, după numere, după serie, sunt foarte multe, le avem, nu ne ajunge jumătate de emisiune, și avem și procese verbale de declasare și reformă, la reformă și casare, iacă așa, care la fel sunt cu ștampii la ministerului, cu semnăturile ofițerilor responsabili și așa mai departe. Deci aceste documente nu pot fi contestate în niciun fel. Ele demonstrează
Și mai mult ca atât, pot să vă zic că în data de 31 mai curent, când toți mergeau la ultimul sunet, aș fi dorit să merg și eu, însă din informația care o dețineam, s-a început dezmembrarea acestor, urma să înceapă, dezmembrarea acestor mașini speciale ai Armatei Naționale, ca să cunoască toată lumea. Aceste mașini speciale conțin, deci înăuntru această tehnică militară de radiobruiaș și așa mai departe, conțin metale prețioase, cum ar fi paladiu, cum ar fi platină, cum ar fi aur, cum ar fi argintul, cupru și în genii din mai multe metale prețioase care de alt capitol. Și mergând acolo, ni s-a refuzat categoric să putem vedea ce se face. Noi pe urmă am înțeles de ce ne refuzau noi să intrăm acolo, deoarece în acel moment avea loc dezmembrarea. Și noi suntem ferm convinși. Ați fost agresați? Nu am fost agresați. În presă a apărut această informație că ați fost amenințat că veți fi arestați, dacă insistați. Da, da, da. A fost, este așa un general, dacă se poate denumit general, care, în convorbire telefonică cu dumnealui, i-am zis, domnule general, noi am venit, ne-am legitimat la punctul de control, am așteptat ofițerul de serviciu, a venit comandantul de unitate, le-am spus care este scopul vizitei noastre, eram cu colegul meu, Ghenad Dimitru, care este și membru, vicepreședintele Comisiei Securitate Națională și Ordine Publică, le-am zis, domnilor, vrem să vedem cum se păstrează munițiile, armamentul aici, nu ne interesează să ne deschideți depozitele, dacă el se păzește, nu, noi ne-am dus în contextul... Știți că a apărut o informație, un comunicat de presă a Serviciului de Informații și Securitate, care a spus că la Strășeni, Bălți, au fost reținuți mai mulți foști ofițeri actuali care s-au găsit la domiciliu explozibil, muniții de diferit gen. Aceste muniții de undeva se sustrag, corect? Și dumnealui, știind ce măgării se petrec pe teritoriul acestei unități, ne-a interzis categoric să mergem acolo, ba mai mult ca atât, ne-a zis că ridică garda pe alarmă și ne arestează. Eu m-am uitat și eu la dânsul, dacă atâta minte mai are, mă rog. Nu am încercat să ne batem tare mult verbal, am înțeles că dumnealui este categoric împotrivă și am renunțat. Doar că dumnealui deja cred că știe că noi știm ce făceau ei acolo. Și aceste acte oficiale demonstrează acest lucru. Domnule Novac, eu vroiam să revenim de fapt la firmele și la modul în care s-a desfășurat această licitație. Cine este în spate acestor firme? Referitor la complexele da. Interne? Da. Deci, cel care a cumpărat aceste complexe este o firmă ucraineană care, dar din momentul când a început acest conflict armat în Ucraina, dânșii au legislația lor, nu le permite de a scoate de pe teritoriul lor armamentul de orice tip. Este un ordin a președintelui de atunci. De aceea, această firmă ucraineană și-a schimbat sediul în Marea Britanie și s-a înregistrat acolo, pe urmă și l-a înregistrat într-o zonă offshore. Deci este, dar în spatele acestor firme stau ucraineni. De fapt, de ce vă întrebam acest lucru? Pentru că am găsit pe mai multe rețele și de socializare, dar și instituții media, că potrivit modului cum a fost desfășurată această licitație și comunicatul apare post factum. Oare cum este posibil? Modul în care este desfășurată această licitație ridic multe semne de întrebare. Păi, spuneați ceva mai devreme că s-a încercat în mod repetat de a... Exact. Vă zic, președintele Timofte a fost împotrivă ca aceste complexe să fie comercializate. Și ulterior s-a făcut pe la spate, dacă doriți. Iar aceste comunicate de presă au apărut în urma scandalului, dacă doriți așa, care s-a iscat pe această temă, când a ieșit la suprafață intențiile meschine.
Și dânșii deja cumva, cumva trebuiau să netezească această situație și au emis și un comunicat și nu știu ce, au plasat pe site-ul armii.md ca să chipurile este transparent. Însă, ca esență, ei deja au plasat post-factum. Domnul Șalaru recent făcea o declarație destul de tare, spunea că Armata Republicii Moldova e mai prost echipată decât cea a separatiștilor de la Tiraspol, dar în același timp poate respinge un atac de orice natură. Cum priviți dumneavoastră aceste declarații? În ce măsură un ministru al apărării are dreptul să facă asemenea declarații? Eu mai degrabă l-aș cataloga ca un veterinar al apărării. Probabil dumnealui în cadrul Armatei Naționale mai bine era angajat în calitate de doctor pe câini sau motani ce mai au în Armata Națională, ori să aibă grijă de știm cu toții, Armata Națională mai deține acolo și unele animale pentru necesitățile proprii. Dumnealui niciodată nu a putut gândi ca un militar, deoarece el nu este militar. Nici am și o declarație aici. Nici nu știu dacă are serviciu militar în termen. Am și o declarație aici. Asociația Veteranilor și Rezerviștilor de Forțe i-au reproșat domnului Șalaru că o asemenea funcție ar trebui să fie ocupată cel puțin de un individ cu studii militare, în contextul în ceea ce spuneți dumneavoastră. Deseori ne reușind să intre în esența problemelor. De noi, fapt, noi am văzut cât de profesionist este acest Șalaru. El, fiind, dumnealui fiind ministru al transporturilor, așa se mai bătea cu pumnul în piept trenuri europene, nu știu ce, care peste 12,4 milioane au fost cheltuite pentru comercializarea acestor trenuri, care stau apropo și acum și ruginesc la gara feroviară acolo, stau sub garduri. Asta în urma managementului defect. Aceștia sunt bani care noi trebuie să întoarcem împreună cu dumneavoastră, telespectatorii. Și el acum a făcut dezastru într-un minister, s-a mutat în altul. Iar ca esență, nu știu, probabil domnul Șalaru, el nu are nevoie, fiind un mare unionist și înflăcărat român peste noapte, probabil dumnealui nu are nevoie de aceste complexe antiaeriene. Probabil dumnealui consideră că le are pe cele de la Deveselul din România, care recent au fost date în exploatare. Deseori atunci când se vorbește despre Ministerul Apărării, se spune că odată cu venirea în frunte a domnului Șalaru a avut loc o epurare masivă de cadre. Este așa? Este așa. Eu chiar în această săptămână am avut mai multe întâlniri, inclusiv cu ofițeri în rezervă a Forțelor Armate. Acum am făcut o interpelare către minister, aștept răspuns, o să vin cu detalii când voi avea și un răspuns. Peste aproape 60 de ofițeri, actuali ofițeri și ofițeri în rezervă s-au adresat la mine personal cu o problemă care iarăși face vinovat acest individ. Iarăși deja le dă cu bâta în cap. La ziua de, nu destul că să-și bate joc într-un hal fără de hal de acești ofițeri. Dacă în cadrul Armatei Naționale există un ofițer care se opune hoțiilor lui, mărșăvenilor, el pur și simplu îl elimină la o parte. Este eliberat din funcție. Și așa a făcut. E că să luăm spre exemplu fostul șef al statului mare, șefului al marelui stat major. Da, și dumnealui tot. Este unul dintre cei mai mari, este vorba despre un general în cazul ăsta. Da. Dar eu vorbeam despre fostul comandant al unității militare de la Cahul, pe care l-a mutat dintr-o parte. Inițial a fost la Bălți, la Bălți a fost mutat la Cahul. De la Cahul iarăși l-au mutat la Bălți. La Cahul n-a rămas nimeni acolo. Vă închipuiți o unitate militară fără comandant. Evident că este dezastru și îi Doamne ferește. Iarăși, pot să dau mai multe nume pe care i-a promovat în funcție. Persoane loiale lui. Cei care au alte scheme. Ei nu doar se opresc la aceste complexe militare și stații de radio bruiaj sau altceva.
Eu vorbesc despre cum a fost prejudiciat cu 3 milioane, nu mai țin minte exact, 3 milioane și ceva de lei bugetul ministerului prin procurarea unei stofe necalitative. Adică pe documente era stofă de cea mai înaltă calitate, iar de fapt o stofă care scoase uniformele pentru militari. Iar de fapt de tip rip-stop, dacă nu mă înșal memoria. Au procurat-o cea mai ieftină care există și dumnealui când am venit dăunăzi în cadrul comisiei, spune noi facem anchetă, noi anchetăm. Asta e de anul trecut încă. Cât se poate de anchetat? Cât anchetă se mai poate de făcut? Acest material, soldatul își spală uniforma, spre exemplu, în mâini și își pierde culoarea inițială. Asta e ca alt caz. Deci, asemenea exemple sunt... Sunt foarte multe. Au pus la Testimințeanu, vorbim despre circa 3 hectare de teren pentru construcții, care, din informația care o am, aștept deja acum actele care o să fie confirmate, să construiască alt deputat liberal acolo, cel care a apărut ieri, alaltă ieri, prin presă, cred că da, mai exact ieri, cu un cazul din sectorul Rușcani Capitalei, unde mai nu a căzut o bancă, o filială a băncii în groapa asta, în săpată de ei. Este aceeași persoană care are, acum au pus ochiul pe alt teren, dar cu asta o să vin detalii mai târziu, este peste drum de brigada a doua de infanterie motorizată, unde a fost batalionul 22 pacificator căști albastre. Acolo au distrus acest batalion, practic nu mai este nimic, dar terenul a rămas. Au pus ochi și pe ăla. Noi știm de asta. Și să nu creadă. Cel mai interesant, că o să vină ziua când o să trebuia să răspundă penal pentru toate măgăriile astea. Și atunci domnul Șalară să nu spună că este un dosar politic. Să nu spună că este un dosar politic și pentru ce o să stie la pușcărie. Dar o să stie pentru măgăriile care le face azi, acum și le-a făcut și ieri și o să le facă și mâine. Domnule Novac, eu vreau să vă întreb. De fapt, această tehnică militară care să mergem pe ipoteza că nu mai funcționează, care ar fi cale legală de a scăpa de ea? Cum se întâmplă? Ce ar trebui să... Eu pot să vă arăt ce se întâmplă cu... Căutând prin internet. Da, spuneți. Avem un site care se ocupă cu vânzare diferite, mărfuri și așa mai departe. Uitați-vă ce vedem, eu rog regie dacă o să vadă mai tare, cred că telespectatorul cunosc despre care site este și numărul de telefon, ce se vinde la noi deja. Este vorba despre acele mașini care vorbeam noi, doar că dinăuntru se scoate tot și rămâne propriu-zis camionul, da? Și aici vedem că este comercializat la prețul de 7.000 de euro, este și numărul de telefon. Vedem că indicele vitezometrului este de 1500 de kilometri. Adică sunt mașini noi, care aceste mașini nu au avut zeci de mii de kilometri la bord ca să... ele se duceau dintr-o unitate în alta când se făceau aceste aplicații militare și iarăși în unitate, încolo încoace, câte 100 de kilometri poate, plus minus, încolo încoace, de-a lungul timpului. Și noi vedem că aceste deja apar... Aceste argumente le-ați adus, domnule Șalaru? I-ați spus ceva mai devreme că ați fost și la comisie? Da, da, exact, am adus aceste argumente. Dumnealui, că de obicei se face mort în păpușoi și spune că da, eu nu știu, dar de unde ați luat asta? Deschide internet și zic că se vând. Eu nu cred că la piața de mașini poți mergi să procuri o mașină militară. Mâine pe mâine o să apară bătăruri în vânzare, tankuri dacă mai avem. Cu ministrul ăsta. Nu mă mir nimic. Dar cel mai grav este că dacă pe la domiciliile unor foști ofițeri, actuali ofițeri, s-au depistat de către Procuratura Generală și Serviciul Informației și Securitate, cartușe, obuze, trotil, ăsta este explozibil, care, Doamne ferește, poate fi vândut structurilor criminale, poate fi, nu de-a domnul, folosit în atentate teroriste. Deci se joacă cu focul.
Eu vroiam să vă întreb, de fapt, ce facem noi cu problemele securității statului? Pentru că vedeam din datele pe care le-ați furnizat, Republica Moldova astăzi poate fi survolat, cum spunea ceva mai devreme, de oricine și orice perioadă. Păi da, dumneavoastră n-ați văzut și prin mass media a fost mediatizat pe larg avioane, nu știu de care, zilnic, până la celălalt hotar înapoi. Când au început a zbura aceste avioane, ne amintim cu toții că cei din Transnistria au bătut alarma, armele deja erau toate în poziție de luptă, artileria lor, deoarece nimeni nu dă nicio explicație. De unde zboară atâtea avioane încolo încoace, zilnic? Pe urmă ieșit chipurile cei de la cadastru, că uite că noi pare că am făcut un contract cu o firmă din România care face fotografiere de geodezie, mai nu știu, care de geodezie? Dar ce caută ei geodezia în lung și în lat, dintr-o parte în alta? Este evident că se fac lucruri de cercetare. Dar ce a căutat șeful serviciului de spionaj al României în toamna anului trecut aici la noi? Ce a căutat dumnealui? Despre asta nu vrea să spună nimic și nici nu o să spună. Eu vreau, de fapt, să vă întreb. Partidul Socialiștilor au venit cu moțiuni de cenzură împotriva ministrului apărării. Care este starea de lucruri? Discutăm cu colegii, chiar astăzi în Parlament am mai discutat cu colegi de la alte fracțiuni. Totuși, așteptăm ca, cel puțin sperăm, ca logica sănătoasă să ajungă la mintea și în creierul colegilor noștri. Nu trebuie să păstrăm, eu le-am explicat și celor care fac parte din actuala guvernare, nu trebuie de păstrat această coaliție. Este evident că ei n-or să voteze deoarece începe domnul Ghimpu să iurească și evident că suntem de destrămarea acestei coaliții care și așa este cam fragilă. Ghimpu pe de-o parte șantajează că uite, nu dă Dumnezeu dacă îmi atingeți un ministru, eu ies din coaliție și atunci clarificați-vă singuri. Însă eu le-am spus, stimați colegi, nu fiți părtaș la hoțeile este. Dacă îl protejați, voi sunteți complici. Este una când colegii deputați nu cunosc despre mărșăvenile lui și este cu totul altceva când le demonstrezi că fură, că distruge, că acest minister este împăzit de corupție și îl protejează. În cazul dat, nu putem vorbi despre nicio coaliție, alianță, nu știu, verde, pestriță sau tarcată. Este vorba de hoție, dar hoție nu are culoare. Domnule Novac, aceste acțiuni aparțin în exclusivitate domnului Șalaru sau sunt în cei care au fost mai înainte în cârma acestui minister și au pus bazele, de fapt, acestei scheme? Păi, dar în ultimii ani, de prin 2010, din câte mi-amintesc, eu vreo 3 ani, dacă nu greșesc, eu a fost domnul Marinuț. Acela la fel s-a ocupat cu astfel de mărșăveni, că o să ajungem și la acela, să nu creadă că de dânsul a uitat cineva. N-am uitat noi deloc, că o să-l ajung rând, doar că acum suntem preocupați de ăsta-alt liberal, că eu mă uit unii gheară liberal, acolo e dezastru. Ei peste tot, unii își bagă nasul, distrug, fură și altceva nu interesează. Și doar că au rămas să mai spună că fură în interesul țării. Adică asta nu pot înțelege. Domnul Marinuț la fel, a făcut la ce am vorbit noi mai devreme, livrări de armament. O să ne clarificăm și cu asta. De ce a vândut acel armament? Adică cum? Noi nu știu, nu avem nevoie? Lasă-l să fie la depozit. Și mai ales că a vândut, a livrat acest armament unei țări care este în conflict cu țara vecină. Este catastrofal ce fac ei. Ulterior au mai urmat alți miniștri care au mai fost domnul Cibotari, domnul Troienco, care cât de cât au mai încercat să aplaneze situația, să mai facă, să mai repare ceva. În ce măsură le-a reușit, nu le dau eu nota, însă nu și-au permis cei ce își permit ăștia. Nu și-au permis astfel de mărșăveni și măgării. Și iarăși,
Ce a făcut? Eu am văzut documentele oficiale. Când a fost scandalul ăsta cu tehnica NATO, conform legislației, Ministerul este obligat să informeze comandantul suprem al statului, al Armatei Naționale, că este șeful statului, el este comandantul suprem, despre intențiile petrecerii unui exercițiu militar. De-a lungul timpului am avut foarte multe exerciții militare și pe teritoriul nostru și militarii noștri plecau în alte țări la schimb de experiență. La noi au fost și ruși, ucraineni, și georgieni, și americani, și francezi, polonezi, de care vreau au fost. Însă, ce s-a întâmplat acum? Acest exercițiu era preconizat pentru luna aprilie, ei intenționat l-au transferat pentru luna mai, pentru a face paradă și ne demonstra nouă pe piața Marii Adunări Naționale că ei au tehnică militară. Însă, ca esență, conform documentelor care eu le-am văzut și pot să dovedesc dacă este necesar, acesta era un exercițiu de geniu. Adică ei trebuie să ducă într-un câmp undeva acolo, să-și facă aplicațiile lor militare, nu știu de care, poduri extensive, ce am văzut eu acolo, să organizeze puncte de alimentare cu apă, să caute explozivul, deminare, nu știu ce, asta trebuie să fac, dar nici de cum, defilare pe artiera principală a municipiului Chișinău, a capitalei noastre, care în ajun de 9 mai este, au scuipat în veteranii care au luptat în al doilea război mondial. Eu mi-e teamă să mă gândesc ce putea să se întâmple și care avea să fie reacția lui Ghimpu, dacă, Doamne ferește, apărea vreun bătăr sau un tank rusesc pe piața Marinar Naționale. Eu vă zic, domnul Ghimpu așa are fobii de tankuri rusești, îi sunt nazar la atât colț de stradă. Dar dacă îl mai vedea pe viu, își pune cea unul în cap și lega fringhie sub barbă și era după un copac ascuns undeva. Ceea ce au făcut ei, domnul Timofti, inițial s-a opus. Pe urmă, la un doiet, știți cum, că dumnealui n-are, nu știu ce, oricum spunea el acolo, n-avem, nu știu, dar era bine să aibă. Apeca, cam știu ce n-are dumnealui. Verticalitate, da? Verticalitate, da. Domnule Novac, pe final de emisiune, vreau să vă întreb ce se întâmplă de fapt cu viitoarele acțiuni ce urmează să fie întreprinse în Ministerul Apărării și în ce măsură Parlamentul urmează să stea cu ochii pe acest ministru în mod special, pentru că vorbeați ceva mai devreme, sunt foarte multe fără de legi. Mie mi-e teamă că colegii din Parlament, cei din fracțiunea PD, cei din fracțiunea liberalilor, cei de la 14 transfugi de la comuniști și cei la alți transfugi de la PLDM, îl vor proteja. Uite, de asta am temeri. Și nu de atât. Ei înțeleg că trebuie pedepsit, nu doar demis, dar și dat pe mâna legii. Însă, ei acționează după principiu. Suc în sânul, n-aș suc în sân. E ca cam din punctul ăsta de vedere. Că dacă, cum am spus anterior, dacă îl demit, se distramă coaliția asta lor fragedă. Și argumente noi putem să le aducem, eu nu știu ce trebuie să facă Șaros. Deja să se apuce de furat de la domiciliile deputaților noștri ca să ajungă la mintea lor că într-adevăr este un hoț care trebuie pedepsit. Fii tras la răspundere. Să fie tras la răspundere și să întoarcă toate pagubile materiale care le-a adus statului. Nu doar aici la Ministerul Apărării, dar și la Ministerul Transporturilor și așa mai departe. Unde a activat peste tot. Domnule Novac, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analytics. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună. Pe curând!